În februarie 1992, la al treilea congres, au pus candidaturile Valeriu Matei, Ion Hadârcă, Iuri Roșca și Mircea Druc, convins de Iuri Roșca și de celălalt, să pun și eu candidez, să candidez și eu. Eu n-aveam nici cea mai mică intenție să candidez în frunte. Și ei m-au convins să candidez și eu. Și atunci, la vot a congresului, Hadârcă s-a retras, Valeriu Matei a luat 19 voturi și vreo 10 voturi, a luat 700 și ceva de voturi, a luat Mircea Druc. Și așa am devenit în februarie 1990 liderul și președintele ales al Frontului Popular din Moldova. Și cum trebuia să fiți președinte? Nu știu eu de, nu asta trebuie, vă pot spune ce este. Dar lui Roșca care și cu ceilalți care vise la front să candideze, am pus condiție. Rezoluția și programul economic să fie cel promus de mine și să schimbăm denumirea. Cu păreri de rău, și Gheorghe Ghimpu și Misparic și Mihai m-au blamat că de ce am schimbat din Frontul Popular în Frontul Popular Creștin-Democrat. Dar eu aveam prea multe contacte cu Occidentul și fiecare mă întreba așa: noi sunteți Front Popular? Da. Și cine vă susține? Sunteți de factură Farabundul Martei, Senderul Luminosul? Sinn Féin? Și nu, noi suntem foarte aproape de creștin-democrația. Și având niște audiență pe la Papa de la Roma, cum mă porecleau ăștia că sunt agentul papii, eu am decis că trebuie să avem o denumire și să avem o consonanță, o tangență în Occident să ne susțină. Și le-am spus această condiție. De atât am botezat Frontul Creștin-Democrat, ca să avem sprijin și susținere la creștin-democrația. Asta a fost condiții care le-am pus eu. Și una din rezoluții, și rezoluțiile, trebuie citit atent rezoluțiile congresului, și așa am devenit eu. Acum ce se întâmplă? După aceea, Dumnezeu să ierte, vine doamna deputat, președinte și venerabilă Ilie Istrate și Druc. Uite în ochii mei, Druc, mă uit. Vicepreședinte trebuie să fie Matei. Că dacă n-ar fi Matei, noi nu te vom susține și Matavei pierde. M-ai înțeles? Zic, am înțeles. Și atunci i-am explicat punctul meu de vedere și a rămas Roșca. Și după o săptămână, două... De ce i-ați explicat? I-am explicat că în 1990 deputații noștri frumoși, deștepți, au învins, au luptat în Parlament, au dus-o bine și eu aveam știri că frontul a fost abandonat total. Au rămas niște băieți acolo, care eu dădeam pe șoferul meu să le trimită niște bani să cumpere parizeri, cârnați doctorscăia și batoane și să mănânce ceva și să pună ceva pe foc, să nu fie pierdut frontul. A rămas acolo și ziarul să apară. Ziarul care se numește pe urmă Țara și așa mai departe. A rămas acolo un Iuri Roșca, un Sergiu Burcă, un Ștefan Săcăreanu și un băiat care eu trebuie să zic, Ghenadie, acum am fost la Zăzare, și Nătălița. Restul, călătorii, salarii, funcții, mașină la scară și nimic. Eu uneori ziceam, băi, mișale de băiețești, dar frontul nu trebuie să moară. Dar restul de ce a abandonat? Păi că au oprit funcții mari, președintele devenis președintele, vicepreședinte Parlamentului Ion Hadârcă. Da, dar Vierul, Lare, Gheorghe. Dar nu erau, n-aveau nicio atribuție. Vierul, Lare, Gheorghe Ghimpu, veneau ei așa, dar ăștia erau deputați, ăștia se ocupau de tot. Lare mai era deputat a Uniunii Sovietice, ceilalți nu veneau să se ocupe de front. Și eu încă l-am sugerat lui Roșca, mă, faceți ceva să nu pierdeți sediul ăsta. Faceți cumva și vorbiți cu prietenul nostru Costin ca sediul acesta să treacă pe numele frontului, să rămână ca ONG. Deci urmăriți cum se mișcă și ce fac, că nu se poate așa. Vine mâine pe mâine și te suflă cineva de aici. Și când am venit, s-a întâmplat cu mine și eu aveam cu totul alte planuri și familia altă planuri, mă trezesc cu ăștia, domnul Luc și un om pe care foarte mult îl respect. Și asta nu o să iert lui Roșca. A făcut foarte mult pentru pregătirea congresului domnul Tașcă, Mihai. Mihai Tașcă a muncit ca un rob. Fiindcă n-aveau nici bani, nici astea, să te duci prin sate, să organizezi, să aduni, să pregătești programul. Și a pregătit Tașcă.
ca peste câteva luni este roșcă să-l dea afară din front și nu știu de ce nici până astăzi. Pe de roșcă pe toți. Bun, ei, asta e povestea care pe urmă eu am înțeles. Eu zic, măi, dar Tașca are merit, el trebuie, dacă am avea medalii, am dat medalii. Și cu asta, mă, unde eram? Cu Roșca. Când a venit Roșca să candidez, bine, să pun candidatură. Eu nu eram, ziceam, poate că nu trece eu. Era foarte bine dacă nu-și lua Hadârcă. Dar atunci rămânea Front Popular, ca și Saidus, ca și Ruh. Eu, ăsta e meritul meu. Programul economic, rezoluțiile de a participa. Deci este un front unionist. Cu doctrină unionistă, cu perspectivă. Și, mă rog, programul cel economic, cum îl vedeam eu, și nu s-a... Dar ei au înțeles de ce au înțeles, că știau că dacă nu candidez eu, atunci e învinge oricine altul. Putea să învingă ori Hadârcă, ori... Și atunci ei, săracii, n-aveau loc. Ăștia ar fi măturat de tot. Dacă eu atunci, în 92, aș fi avut cea mai mic dubiu că Roșca este unionist, atunci nici nu discutam cu el și nici nu ne-am fi cunoscut și poate zicea că nu-l cunosc, cum nu cunosc zeci și zeci de lideri politici de la Chișinău. Dar eu aveam ferma convinși, mai mult decât atât, ca să glumim așa, pe Roșca îl întrebau, domnule, acest drug, ce hram poartă, domnul Roșca? Eu când am ajuns în America la comunitatea românilor americani, a venit un domn și o doamnă și a zis, da, domnul Druc, avem toată mare încredere în dumneavoastră, că ne-a vorbit domnul Roșca și v-a vorbit și v-a recomandat ca bun român. Ei, asta și atunci v-a dat ce vrei. Păi dacă știați că e unionist, ziceți... Nu, păi eu eram sigur că e unionist. Aha. Că dacă eu știam că nu este unionist sau nu va deveni unionist, sigur că nu ne luam jucăriile și nu colaboram. Deci toată dragostea și respectul și susținerea și colaborarea și acum a fost pentru aceea că eu am fost sincer convins că Roșca este un unionist așa ca și mine. În momentul când el și-a schimbat opțiunea și crede în proiectul de succes statalitatea Republicii Moldova, ne dispărțim, gata. Acum ce ține de temperamentul Roșca, de felul lui de a fi, el este scorpion, eu sunt leu, el are combinații, eu sunt tranșant, asta sunt, nu mă mai interesează. Ne interesează că eu am fost cu drug cu Roșca atâta timp până. În momentul când el în mod deschis a zis, eu sunt pentru Republica Moldova, proiectul de succes și alte frumuseți de astea, gata, ne-am dispărțit. Eu am rămas credincios, el a devenit ateu sau viceversa. Dar asta și simplu, gata, nu mai încurcămițele. Asta este. Restul sunt detalii, restul este împlutură. Asta este principalul. Înainte de a coaliza el cu Voronin, dacă ne amintim de anul 2000, când a fost schimbată Constituția și a fost distrus ADR-ul și guvernul Sturza a fost dat jos, atunci la fel s-a făcut totul cu sprijinul Roșca. Deci doar declarațiile lui erau pro-românești și pro-uniunii. Păi da, deci înseamnă că eu nu mi-am pus această problemă, n-am studiat această problemă, n-am mecanismele și motivația intrinsecă și motivația de profunzime a lui domnul Roșca, dar el probabil a făcut. De ce este? Probabil că știa, de exemplu, să presupunem schimbarea. Pentru mine, dacă dintre toate, faptul că el a ales... Mă iertați că nu sunt prea consecvent, dar aș vrea ca cititorii dumneavoastră sau telespectatorii dumneavoastră să înțeleagă un singur lucru. V-aș vrea frumos să țineți cont și de structura biopsihică a lui Mircea Druc. Spre deosebire de ceilalți, eu niciodată nu condamn pe nimeni. Eu nu-l condamn pe Snegur că nu este unionist, nu-l condamn pe Roșca că și-a schimbat. Important să spui cine ești și ce vrei. Dar nu admit că nici pe mine nu mă condamnați, că eu am rămas unionist, că eu am fost unionist sau sunt așa cum sunt. Deci eu vă accept. Deci domnul Roșca și-a schimbat opțiunea. Cei ce sunt supărat eu un pic pe el, că a convins pe celălalt să modifice Constituția. Și aici eu am o bănuială, nu sunt sigur de ce a făcut. Știind că prin vot universal, când votează tot narodul, nu are șansă un fiecare să ajungă. Dar fiind meșteri la combinații, s-ar putea să ajungă. Astfel, eu sunt sigur că domnul Voronin nu ajungea președinte dacă era ales de tot narod.
Deci asta este, asta este greșeala sau diversiunea pe care, care eu o regret foarte mult că a făcut-o domnul Roșca. Dar el a făcut-o din considerare. Domnule, dar dacă așa, atunci pot să ajung și eu președinte.